doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, bine ați venit la evenimentul de transmitere oficială a unui lot de echipamente medicale pentru Institutul de Medicină Urgentă. Cuvântul se oferă ministrei Sănătății, Alana Merenco. Bună ziua tuturor, stimați reprezentanți mass media, care o să transmiteți acest frumos și important eveniment pentru noi în toată țara, stimați colegi, mult stimate domnule ambasador, excelență, Yamada Yoishiro, de asemenea, mult stimate domnule Satoshi Sugimoto, reprezentant JICA, birou din Kiev. Evenimentul de astăzi și, desigur, Diana, administrația Institutului de Medicină Urgentă. Acest eveniment este relatat, dacă vă aduceți aminte, cu ceea ce am semnat noi anul 2022, în august, un acord de grant prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, care a însumat un grant de 1 miliard de ieni japonezi pentru 5 spitale pe care le-au ales colegii noștri din Japonia, spitale strategice importante din Chișinău. Aceasta includea Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Deci, colegi din Japonia au venit personal ca să identifice dumnealor, împreună cu colegii noștri din fiecare spital, care sunt necesitățile în echipament modern în aceste instituții. Deci, pentru fiecare spital a fost creată o listă separată și acest ajutor din partea Guvernului Japoniei, prin intermediul JICA, care este Agenția pentru Cooperare Internațională a Guvernului Japoniei, au venit echipamente în contextul deci războiului pornit de către Federația Rusă împotriva Ucrainei și faptului că noi am fost disponibili, deschiși să preluăm cea mai mare rată de refugiați per capita, deci comparativ cu alte țări, noi am luat cea mai parte aleului, deci din toți refugiații. Aceasta a fost o presiune foarte mare, inclusiv prin faptul că noi am acoperit toate serviciile medicale, deci prietenilor noștri și fraților din Ucraina, absolut gratuit. Aceasta, desigur, a trezit o deschidere foarte mare din partea deci partenerilor internaționali. Japonia este un partener foarte serios, deoarece investește foarte mult în sistemele de sănătate și cunoaștem foarte multe proiecte care au derulat și înainte. Este o continuare și acum, desigur, că se fac mai multe investiții și la evenimentul precedent, de asemenea, am anunțat multe din echipamentele pe care le-ați primit în unitatea de primiri urgente, de asemenea, au fost asigurate de către Guvernul Japoniei. Deci, în țară vor intra mai multe loturi și vor fi livrate instituțiilor. Astăzi, dumneavoastră, ați primit un lot compus din 5 defibrilatoare și 16 brancarde foarte performante pe care le avem aici și totdeauna le visează fiecare spital. Și costul total al acestui lot este de 185.000 de euro, dar va mai veni în acest proiect un următor lot care va fi compus din 15 mese de operații moderne pentru blocul chirurgical care va fi deschis în curând și de asemenea un sistem de autotransfuzie, iar următorul lot va avea un cost de circa 1,5 milioane de euro. Este o contribuție foarte serioasă a cetățenilor japonezi care investesc în sănătatea poporului nostru. Este un ajutor important în aceste timpuri foarte grele, când ne confruntăm cu impactul unui război foarte greu, care practic este chiar aici alături de noi și vedem din presă ce se întâmplă în Odessa în ultimele zile. Este important de asemenea pentru noi să avem un sistem pregătit de sănătate în Republica Moldova. Eu voi menționa că investițiile care au fost efectuate în sistemul de sănătate pe parcursul acestor 2 ani, iar anul 2022 a fost un an destul de complicat pentru țară, deoarece aveam încă trena pandemiei, începutul anului 22 a mai avut încă un impact pandemic destul de greu, de asemenea începutul războiului, de asemenea criza refugiaților, criza gazelor și energetică. Deci ne bucurăm că am supraviețuit în aceste timpuri grele. Aceasta a fost posibil doar datorită partenerilor noștri internaționali și încă o dată o să repet, Guvernul Japoniei este unul din
cei mai importanți susținători ai sistemului de sănătate împreună cu alți parteneri importanți și investițiile făcute în sistemul nostru de sănătate sunt foarte importante. Totodată o să utilizez această ocazie ca să reamintesc pe parcursul la 21, 22 și 23 până acum. Deci Institutul de Medicină Urgență a beneficiat de echipamente, noi nouțe, performante, în sumă de 86,5 milioane de lei. De asemenea, cunoașteți că investițiile care au fost efectuate în unitatea de primire urgente, și aceasta înseamnă toate echipamentele, dar și reconstrucția, lucrările care au fost finanțate de la bugetul de stat, au însumat total 94 de milioane de lei. Dumneavoastră, pe parcurs, ați primit ultrasonografie moderne, tomograf modern, deci diferite echipamente, mese de operații, deci echipamente pentru dializă și multe, multe altele. Despre sume am vorbit și eu o să repet totdeauna, deoarece aceasta nu ar fi fost posibil dacă nu am fi avut atât de mulți și importanți prieteni în întreaga lume. Aceasta influențează și direct și indirect calitatea serviciilor medicale oferite de cetățeni. Aceasta vă oferă posibilitatea ca dumneavoastră, într-adevăr, să furnizați servicii de o calitate foarte înaltă, atât pentru cetățenii noștri, cât și pentru refugiații din Ucraina, pentru care noi continuăm să asigurăm asistență medicală gratuită, de asemenea, cu ajutorul partenerilor străini, deoarece multe din serviciile pe care le acoperim noi gratuit, ulterior facturile noastre sunt plătite de către instituții internaționale, așa ca UNFPA, UNICEF-ul și altele. Totdeauna este ușor să fii puternic atunci când ai prieteni foarte puternici alături. Eu o să-mi exprim astăzi toată recunoștința în fața poporului japonez prin intermediul reprezentanților dumnealor. Excelență, domnule ambasador, primiți toată recunoștința noastră că ați fost alături în cele mai grele timpuri pentru Moldova. Ne-ați ajutat să trecem peste ele, deoarece anul 2022, într-adevăr, a fost un an extraordinar de stresant pentru țară și din punct de vedere financiar și din punct de vedere geopolitic. Mulțumim cetățenilor japonezi care s-au împărțit cu noi din contribuțiile dumnealor. Mulțumim foarte mult JICA, deoarece este un partener foarte serios și vreau să mulțumesc de asemenea și din partea mea personală, deoarece eu sunt un fost student al instruirilor pe care le-am trecut cândva în Tokyo, iar acele instruiri aveau un subiect foarte important pentru poziția mea de astăzi: cum se elaborează strategii și politici de sănătate pe exemplul Japoniei. Nu poți să nu preiai exemple bune și să le aduci la tine acasă. Astfel, eu vă mulțumesc și din deci, rolul meu de student la acel timp. Eu vă doresc dumneavoastră mult succes să utilizați echipamentele pentru cetățenii noștri, pentru poporul nostru, în cel mai bun sens. O medicină nu poate să rămână în urmă de toate protocoalele și standardele internaționale, deoarece tot ceea ce facem noi trebuie să fie la cel mai înalt nivel, iar fără echipamente suntem ca fără mâini. Și dumneavoastră aceasta o să recunoașteți, doar având echipamente performante putem să oferim și noi o medicină performantă cetățenilor și tuturor pacienților pe care îi avem în Republica Moldova. Eu o să mă închin în stil japonez în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru tot ce facem și la ce lucrăm și în continuare. Deci mulțumesc foarte mult! Acum, la microfon, se invită excelența sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro. Bună dimineața! Я говорю по-русски, но я могу читать только читать по-румынски, поэтому вот я буду сконцентрироваться на том, что я написал здесь, поэтому извините, пожалуйста. Но стимата главная министра Немиренко, стимата персонал медикал ал институту лой де медицина, urgente.
Sunt bucuros să văd astăzi livrarea celor 16 brancarde și 5 defibrilatoare. Это трудно, да? În anul 2022, odată cu sosirea refugiaților care fugeau de război, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, JICA, a înțeles provocările enorme cu care se confrunta sectorul medical din Moldova. JICA a trimis o echipă de experți pentru a identifica necesitățile. În baza rapoartelor elaborate de către ei, Guvernul Japoniei a decis să ofere echipamente medicale avansate către 5 instituții medicale din Chișinău. Institutul de medicală urgentă urmează să primească și mai multe echipamente în următoarele luni. Astăzi mă bucur de asemenea de posibilitatea de a-mi exprima gratitudinea pentru munca cadrelor medicale. Munca dumneavoastră salvează vieți, ajută să ne recuperăm după boli și traume. În viața mea am petrecut și eu câteva luni la spital și mă îndoiesc foarte mult că aș fi la fel de sănătos și activ ca acum, fără îngrijirea medicală bună primită de la specialiști. După izbucnirea pandemiei de COVID în anul 2020, pe întregul glob, cadrele medicale au lucrat la limitele posibilităților lor, muncind zi și noapte pentru a stăpâni boala. Iar în Republica Moldova ați fost nevoiți să faceți față unor provocări unice suplimentare cauzate de agresiunea a Rusiei împotriva Ucrainei. Mulți dintre refugiați care veniau într-un număr mare au avut nevoie de tratament și îngrijire. Când Guvernul Republicii Moldova a condamnat pe drept acțiunile Rusiei, Rusia a micșorat, intenționat, livrările de gaze către Moldova, astfel provocând în Moldova o inflație mai mare decât în alte țări europene. Totuși, moldovenii n-au încetat să fie generoși și altruiști față de cetățenii ucraineni aflați în nevoie. Toată lumea a privit și a văzut bunătatea dumneavoastră. Am văzut-o și în Japonia. Căldura și generozitatea oferită refugiaților a fost printre puținele lucruri încurajatoare văzute de la începutul acestei război, nejustificat și ilegal. Aș dori să exprim profundul meu respect pentru generozitatea și omenia demonstrate de moldovenii
în aceste timpuri grele. Acum o săptămână am marcat cea de a doua aniversare de la lansarea acestui brutalități inumane. Cu regret, războiul și sacrificiile umane continuă. Chemăm Rusia să oprească imediat această distrugere lipsită de orice sens și acest masacru. Rușii trebuie să înțeleagă că cât mai repede o fac, cu atât mai grabnică și mai puțin dureroasă va fi răscumpărarea lor și a copiilor lor în cadrul comunității internaționale. Japonia este partenerul Republicii Moldova în domeniul medical și al sănătății de mai mulți ani. Guvernul Japoniei este mândru să lucreze cu Moldova și va continua să facă acest lucru pentru a vă susține în parcursul dumneavoastră spre a deveni membru al Uniunii Europene. Dorim ca eforturile Republicii Moldova și ale Ucrainei de a avea o guvernare bună, prosperitate, unitate și independență să fie pe deplin realizate în cel mai apropiat viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Madam Minister, Mr. Ambassador, and also Director, and all the distinguished staff of the hospital. Buna ziua. I'm very sorry that my Romanian is very poor, so please allow me to make a short speech in English. I make it short, don't worry. From this year, I returned to Kyiv, Ukraine. But today, I'm very glad, I'm very happy to come back to Chișinău. I stay more than 1 year here and working for several projects and join the today's ceremony. We JICA all the time appreciate thankful to your daily effort to maintain the health sector's improvements and also support the displaced Ukrainian people in Moldova. So today is the first batch, but within this year, we're going to complete the project and deliver the remaining equipment. So we all our best, we do our best to deliver the equipment as quickly as possible, and we appreciate your efforts. Mulțumesc, and today is for the completion of the project. I'd like to deliver the certificate to the Madam Director. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Mulțumesc. Excelență, este cumva așa, nu știu cum. Excelența voastră, domnule ambasador Yoshiro Yamada,
Stimată doamna ministră Alena Nemirenko, stimate domnule Sugimoto, dragi colegi și mulți stimați reprezentanți ai mass media. Soarele răsare în Japonia și noi știm că de acolo vine să ne încălzească plaiul nostru cu razele soarelui. Astfel și prin activitatea sa plenară, domnul ambasador Yamada este cel care aduce în Republica Moldova tehnologiile cele mai sofisticate din țara soarelui răsare. Dumnealui personal, într-adevăr, cum s-a spus, a participat la desfășurarea acestui program, care se numește Programul pentru Fortificarea Sistemului Medical din Republica Moldova. Suntem profund recunoscători și suntem mândri astăzi să îi salutăm pe toți în incinta Institutului de Medicină Urgentă și suntem angajați plenar pentru tot ceea ce este serviciile medicale calitative. Fortificarea infrastructurii spitalicești, cât și dotarea cu echipamente cele mai performante, dar și instruirea colegilor noștri face parte din programul Guvernului Republicii Moldova Sănătate 2030. Pentru participarea și angajarea noastră în acest program, suntem recunoscători Ministerului Sănătății pentru toate tehnologiile aduse ultimii ani în instituția noastră. Și, într-adevăr, Institutul de Medicină Urgentă beneficiază de tehnologii medicale aduse cu aportul Ambasadei Japoniei din anul 2014. În 2014 am primit un lot, în 2016 și iată acum, din anul 2022, vom beneficia, într-adevăr, de echipamente medicale mai mult de 1,5 milioane de euro. Deci aceste 16 brancarde și 5 defibrilatoare fac parte din primele dotări tehnologice care vor sta la baza deschiderii blocului nostru operator. Și acest bloc nou va aduce o ușurință colegilor noștri pentru aplicarea noilor tehnologii. Noi vom utiliza tehnologiile noi pentru salvarea atât a conaționalilor noștri, dar și a refugiaților despre care ați vorbit că i-am primit cu inima deschisă. Sperăm războiul să se termine, dar noi să putem să ne instruim și să utilizăm tehnologiile medicale în tot ce înseamnă performanța serviciului spitalicesc. Vă mulțumim încă o dată și ne închinăm și noi pentru tot. Pentru a lua sfârșit, acum vă invităm la o sfârșit de loc.